Poate vi mai amintiți pe Bela și pe Coco. Am venit acum câteva luni pentru cosmetică și am simțit un miros urât venind din gura lor. V-am arătat că atunci în video respectiv că aveau depuneri de tatru, foarte mari depuneri. Le-am făcut astăzi de tatraș cu anestezie generală injectabilă și cu aparatul cu ultrasunete, pentru că aveau foarte mari depuneri de tatru și au necesitat și niște extracții. La Bela, Bela are 7 ani și 7 luni, Coco are 2 ani și ceva. Și Coco avea foarte mari depuneri de tatru la vârsta asta. De acum înainte putem să mergem, vă arăt și ce am făcut, putem să mergem cu apă de gură și cu soluție de pus în apă. Sau cu spray de gură. Da? Să prevenim apariția tatrului și depunerea acestuia cât mai mult posibil. Și uitați-vă cum arăta un îngrozitor atunci. Am să pun și o poză să vedeți. Și uitați acum cum arată. Hai să apropiu un pic ăsta să vedem. Coco? Coco, moco? Ce iudiți de vedetă avem! Și Bela la fel! Bela? Hai să vedem dinții tăi frumoși. Uitați. Aici am scos un dinte, un incisiv a rămas fără, pentru că se mișca foarte tare. Și oricum mai mare câțiva care se cadă, da? Deci suntem ca noi!